Sunt vești care stimulează ființa noastră și uh, ne fac să zâmbim, ne fac, ne bucură, ne înviorează extraordinar. Numai când auzim un astfel de cuvânt. Eu am fost în sala de așteptare la Loma Linda, la spital cu uh, un moribund. Și era violet la față, dar când i-am spus la ureche, ține-te uh, tare că trebuie să mergem la pescuit, pe pier aici, la... în clipa când a auzit cuvântul pescuit, odată a tresărit, și am mai trăit mulți ani după treaba asta, dar vă spun, dacă nu auzea treaba asta, nu știu dacă mai apucam să intrăm, că eram pe ultimele clipe. De unde pâlpâia să moară, odată a tresărit și a zis ce fel de pește este acolo. Și am spus ce fel de pește putem să prindem. Și mi-a spus că pe când era dânsul în Indiana, pe păi eu am prins culoare întregi de pe pești, am dat la niște pentecostali care aveau mai am mulți copii, eu i-am crescut, i am, crescut. -am Deodată, de, de unde era mort. Asta face din tine o veste bună. Dar am auzit că unui șef de stat, când i s-a spus că trebuie să dea drumul la 3000 de imigranți aici, ca să-i se acorde clauza națiunii cele mai favorizate, a vomitat pe loc. A aruncat în el pe loc. Ceea ce ne, spun, ne învață pe noi, că o anume veste are un anume impact asupra sufletului nostru. Acum, uite, m-a invitat Georgica la masă și o să mă duc la prânz. Vă spun asta ca să poate urma și voi exemplu. Dar ce ai face dacă ai pregătit masă frumoasă cu de toate și ai pus tot sufletul și ai aflat că la masă cine vine? Ți-ar tăia pofta mâncării pe loc, mă tem că nu-ți mai trebuie nici mâncare, nici... Când ai afla că la masă, știi cine mai vine, ghiți cine vine la masă. Uita, nu se poate. Din clipa aia s-a terminat tot. Sau, ghiți cine vine la masă, wow, doamne, ce bucurie! Pune mai repede, adu mai mult, pune, pune tot ce e mai frumos. Deci lucrul acesta arată ce fel de impact are o astfel de veste în sufletul nostru. Ce ziceți dacă erați împăratul lui Israel și pe vremea lui Elisei, vreau să spun, și a lui Gehazi, și venea Duhul Sfânt sau Fiul lui Dumnezeu în persoană la voi și v-ar fi întrebat, ar fi întrebat pe tine personal, ghiși cine vine la masă la tine astăzi. Și el ar fi spus, probabil că ne putem eu sau ne putem, știu eu, dai noștri, din familia împărătească, sigur că da. Și deodată Duhul Sfânt ar fi spus, nou, astăzi la masa ta vine oastea sirienilor. Cine rușii în Ucraina ăștia să... Uh, uh, rușii la masa a ucrainienilor? Sau ucrainienii la masa rușilor? Sau uh, negri cu mexicanii? Sau uh, cu tare cu... La masa la noi? Da. Această veste să fi venit la tine. Ați, știți voi filmul Ghișine vine la cină, nu are rost să... Nu vă faceți că nu l-ați văzut, că știți. Și, uh, dar uh, aici nu e vorba de Ghișine vine la cină, ci este vorba de această totală, deci luare prin surprindere, prins pe piciorul stâng, nu se poate, adică vorba românului, la moarte mă gândeam dacă să-mi spui mie că vin criminali ăștia, ucigași ăștia, însetați de sânge, cum sunt oamenii ăștia, să-mi spui mie că o să stau la masă cu acești oameni, nu mai întrebe mâncare, nu mai întrebe viață, nu vreau să mai trăiesc. Fraților, însă asta s-a întâmplat. Și așa că o să mergem împreună aici în Cartea Regilor și o să descoperim faptul că în capitolul 6, versetul 20, Sfânta Scriptură spune așa, știți episodul cu căutarea lui Elisei, oameni nebuni la cap, așa cum suntem și noi nebuni la cap de multe ori. David zice, Doamne, tu nu cunoști nebunia. Am aflat că ăștia de la Academia franceză au zis că toată lumea ar fi nebună, dar în grade diferite fiecare într-un domeniu sau în altul. Și dacă ne uităm în viața noastră, am avut episoade din acestea de rătăcire a minții. Când te uiți acum, nu-ți vine să crezi că ai fost tu cel care ai vorbit sau ai procedat așa cum a fost acolo. Se întâmplă așa ceva. Trebuie să fii complet nebun la cap ca să dai împăratului această explicație. Împăratul nu e niciun spion aici. Noi avem, mulțumim lui Dumnezeu, nu ne uităm. Dar în cazul care era acolo, împăratul, acuzat pe, pe cei de lângă el. Fii atent că este un spion aici și dacă îl prind cine este, nu rămâne piele pe el. Dacă aflu cine și s-a terminat cu omul ăla. Și atunci un consilier, un om al lui Dumnezeu, spune împărate, nu jupui pe nimeni aici. Nu este cazul. Vreau să spun care este adevărul. Care e adevărul? Există unul, Elisei îl cheamă. Individul ăsta știe ce gândești tu în bedroom, în camera în care te culci? Ce e în capul tău? O să poate, e posibil, păi de cum să nu? Ai, mai văzut? Da, sigur că da, am văzut împărate. Păi fii atent ce spune Daniel împăratului. Zice, când ai vrut să te culci, să adormi, ți-a venit în minte niște gânduri cu privire la cine va fi după tine aici. Și atunci Dumnezeu ți-a dat visul acesta, ai văzut chipul acela. Ți-a venit în minte gândurile atunci, Sigur că este greu pentru ființa modernă care suntem noi să acceptăm acest fel de comuniune cu Dumnezeu, ca să se știe ce gândim. În... Da. Dar omul acesta știa istorie sfântă și a spus împăratului, vezi că există unul Elisei, acest om știe ce gândești tu în bedroom-ul tău, în odaia de dormit, în dormitor. Știe ce gândești. Auziți, om nebun, du-te și prinde-l. Păi n-auzi știe ce gândești. Ai, ai și uitat. Acum ți-am spus și acum ai uitat. Cum mă trebuie să-l oprim? Până ăsta știe deja ce ai gândit tu. Ați văzut ce a spus profetul? Vedeți că vine acest fiu de ucigaș. Puneți mâna pe el. Vine să-mi ia viața. Vine doamna aceea deghizată la prorocul. Bună ziua, bună ziua, să îmbracă-te altfel. Bărbatul e un alt nebun îmbracă-te altfel ca să nu te cunoască. Băi, omule, ești sănătos la cap? Tu trimiți să întrebi despre soarta copilului tău bolnav și tu crezi că acest proroc nu o să te cunoască pe tine după roche. Unde ți-e mintea, frate? Între altele, păcatul e mintea sănătoasă. Nu mai ești sănătos la minte. În momentul în care ești prins de acest curent demonic, nu este clar lucrul. Și când a venit soția lui pe sală, prorocul Abia îi spune, intră! Cine sunteți? N-ai nice you. Não, nice to meet you. <răgătă> -i> nu, n-a trebuit, n-ai meet eu. Nu i-a mai dat ocazia ea, să -mi mintă, săracă Ea pregătit să avea acte false la ea, avea o identitate făcută, toate. Dacă mă întreabă, imediat scop așa portul al ăsta la altul și... N-a fost cazul. Și nu este cazul cu Dumnezeu. Nu este cazul. Intră soția lui Eroboam. Aici în 2 regi capitolul 6, împăratul acesta care are dovezi clare că se știe ce gândește în mintea lui în odaia de dormit, împăratul acesta trimite să-l prindă pe omul acela. Omul acela are o altă agendă însă. El nu se bate cu împăratul. Noi am învățat aici în seria referitoare la Abigail că biserica nu este parte din conflict. Nu e parte din război, nu ține cu Rusia sau cu Ucraina. Biserica este împotriva ideii de război. Aceast, acest lucru, aceea este biserica. Dacă o găsești într-o tabără sau alta, nu e biserica lui Hristos, este sinagoga Satanei. Știi unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Este clar lucrul acesta. Dar biserica lui Hristos niciodată nu e parte din conflict. Ea este împotriva ideii de conflict. Ea luptă pentru desfințarea războiului, nu pentru câștigarea războiului. E diferență mare. De aceea Iisus i-a spus lui Petru, pune sabia în teacă fiindcă ai să mor de sabia pe care ai scos-o împotriva altuia. Nu te scapă nimeni de treaba aceasta, pune sabia acolo. Dacă vrei să trăiești. Și Petru a vrut să trăiască și a pus sabia înapoi de frica a morții săracu. I-a spus clar în lucrul acesta. Iubiții mei, Aceast, acest adevăr Dumnezeu nu se aplică doar la conflictul dintre Rusia și Ucraina, ci și la conflictul dintre frate și frate, soră și soră. Biserica lui Hristos nu e parte din conflict. Ea este deasupra ideii de conflict, ea nu va promova niciodată așa ceva. Sunt două clase de oameni pe pământ și aceste două clase de oameni sunt definite de ideea de tată, ca să fiți, ați văzut cum au fost citite cuvintele scripturii de aici. Ca să fiți fii Tatălui Vostru din ceruri. Care e semnul unui fiu al Tatălui din ceruri? Semnul nu este că purtăm noi un ecu-son aici și cămașă cu cravată și împărțim cărți sau idei. Semnul nu este acesta. Semnul nu este ridicarea de mâini, votul vostru pentru sau contra. Semnul adevărat în fieri în casa lui Dumnezeu este că tu ai acest fel de viață care ne-a fost arătat nouă, a unui tată care dă ploaie peste bun și răi potrivă dacă, dacă este tatăl tău acesta. Asta este o clasă de oameni pe pământ. Cealaltă clasă de oameni a fost, de, a fost definită de Isus, voi aveți de tată pe Satana. El de la început a căutat să omoare. Acesta înseamnă a fi un fiu al satanei, a căutat să distruge, a căutat să omori. Voi aveți de tată pe diavolul. Păi da, așa a fost tradiția. Nu! Voi voiți să împliniți voia tatălui vostru. E prin vrere lucrul acesta. Știi bine că asta este voia diavolului și totuși. Aici găsim pe un om care împotriva tuturor dovezilor și evidențelor vrea cu orice chip să omoare pe solul lui Dumnezeu. Du-te și prinde-l! Elisei este cel care îi conduce amabil. Acesta e omul lui Dumnezeu. El conduce și biserica lui Dumnezeu, el conduce și pe sirieni aceștia tot la Dumnezeu. El conduce biserica la Dumnezeu și pe sirieni tot la Dumnezeu. Aceasta e adevărata luptă în care suntem noi. Călăuzirea unui om sau a familiei noastre sau a bisericii noastre în prezența lui Dumnezeu. Ce este obiectivul Fiului lui Dumnezeu, ca să fiți ai Tatălui Vostru din cer. Se ajunge în Samaria. Bun. Doamne, deschide ochii acestor oameni, că de obicei mergem cu ochii Și ați văzut somnambulii ei, nu au. merg pe marginea, pe strașina casei, dacă e somnambul, nu știu. Deschide ochii acestor oameni. O să tratați pe unii și de felul ăsta, fratele, ar ori să vină. Să ne bucurăm, să ne bucurăm. Elisei a zis, deschide ochii oamenilor acestora, Doamne. Le-a deschis ochii, de ce? Ei considerau și dușmânia lor era împotriva lui Dumnezeu, nu împotriva lui Israel. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, ați avut ceva cu mine, spune Iisus. Nu ați avut cu nimeni de lângă voi, ați avut ceva cu mine. deschide ochii acestor oameni. În pa când le-a deschis ochii, nu, -o, o să e... Asta e bulevardul publici. suntem în București. Sunt... Uite, i-au cunoscut imediat, au intrat în panică, să-ți dai seama că ai ajuns în bârlogul fiarei. Ai ajuns în locul unde este sete de sângele tău. Și atunci, imediat, el spune aceste cuvinte, mai bine nu ar fi fost puse niciodată, împăratul lui Izrael, văzându-i, a zis lui Elisei, să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte? Abia aștepta sărmanul omului Dumnezeu cu aceeași inimă iubitoare de Dumnezeul care dă ploaie peste bun și răi deopotrivă, omului Dumnezeu îi răspunde să nu-i măcelărești. Nu de aceea asta i-a adus Dumnezeu aici ca să-i măcelărești tu. Nu. Cine măcelărește va fi măcelărit. Nu să nu-i măcelărești. Să nu-i măcelărești. Păi atunci să plece. Nu, 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 nu. nu. Trebuie să trecem Deasupra lui zero trebuie să trecem la pozitiv. Să plece înseamnă zero. Nu, nu, nu. Trebuie să, să urcăm peste la pozitiv. Păi ce să fac? Spune Sfânta Scriptură, pune și de acestor oameni pâine și apă, apoi să se ducă la stăpânul lor, protejează -i. Împăratul lui Israel s-a supus împotriva oricărei naturi de fiară pe care o avea eu. El s-a supus și le-a dat un prânz mare. Nu, hai mă înghite și ieși mai repede. Un prânz mare înseamnă mai, mai mult. Le-a dat un prânz mare. Ei au mâncat și au băut, apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Concluzia, poștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Așa se câștigă un război. Așa se câștigă. Aceasta e calea lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu luptă pe această cale. Cei care au de tată pe diavol au alte mijloace. Să nu fie acela. Vină minciuna și să biruiască, dar nu cu ajutorul meu. Așa a spus sau Oamenii au plecat liniștiți. Să-i măcelăresc, părinte, pe păi ăsta e scopul lucrării lui Dumnezeu, să-i măcelărești? Asta vrea Dumnezeu? N-ai citit că Dumnezeu a iubit lumea până acolo încât și-a dăruit viața pentru viața lumii. N-ai citit, dacă ești fiul al Tatălui, tu cum să mă celărești? Să-i mă Părinte. Să-i mă cu vorba, cu purtare. Hai să-l mă celărim cu vorba. Era despre Eremia. Hai să-l mă cu vorba. Pentru că se poate face treaba. Dar nu nu ducem la nicio pușcărie dacă omor pe cineva cu vorba. Nici, nici atât. Din potrivă, o anume clasă de oameni te va considera un priceput. Dar ce pricepere este aceasta? Exemplul nostru și pilda noastră este Tatăl nostru din ceruri. Vă spuneam mai anul trecut că un tată, unui tată aproape i a stat inima săracu. Vorbea cu băiețelul lui. Mi-a spus personal treaba aceasta. Frate, prin ce am putut să trec în clipa aia, am văzut ce înseamnă judecata de apoi. Atunci am văzut și ce înseamnă judecata. Am gustat judecata de apoi. M-a supărat ăsta, Nicu, tot felul de răsturnări, tot felul de împiedicări și am spus, termină cu asta că pun mâna și te bat dacă nu te oprești. Și el s-a oprit din joaca lui și s-a uitat la mine, la tatăl, zice, s-a uitat la mine, spune tată. Pentru că tatăl lui, la orice pas, îi spunea această vorbă. Iisus n-a făcut așa ceva. O, oh, o, oh, bietul copil, gata. Eu nu sunt ca Iisus, da. Iisus nu face lucruri. Iisus nu vorbește cuvinte. astea. Iisus nu face lucrurile. La orice pas, Acum, când tatăl să-i spune că-l bate, el să întoarce imediat că taică că să. cu sprâncenele ridicate, tatăl a bătut Isus vreun copil vreodată, nu-și minte aminte loc săracul de vreun episod de acesta și nici nu îi se părea că s-ar potrivi bătaia aceasta cu Isus. E o problemă aici, da? A bătut el vreodată? un copil? Nu, pentru că el avea alte mijloace. Omul mic și de nimic, fiind în stare să folosească mijloace dumnezești, apelează la cele ce firești sau drăcești care constau în violență, în răutate și așa mai departe. Dar omul lui Dumnezeu are mijloace Dumnezești. de a îndrepta căile unui copil. Nu iau nu e numai din lemn, cum au gândit unii și au rupt spatele copiilor lor care nu vor să audă de Dumnezeu niciodată din cauza felului cum s-a portat părinții, așa l-au asociat pe Dumnezeu cu așa ceva. Nu, zice, toiagul și nu iau a ta, scrie acolo, Dumnezeu era altfel de nu ia, decât era un noi mustrăvi în sufletul nostru de nea ne, -a, ne -a ar și ne-a topi și nu ne mai trebuie altă bătaie, decât bunătatea lui Dumnezeu manifestată față de noi. Așadar, răspunsul la această întrebare rămâne să fie dat de fiecare dintre noi, a procedat Iisus așa vreodată, a făcut Iisus acest lucru ca să fie fiul al Tatălui tău care este în ceruri. Dacă ai acest interes, dacă nu ai acest interes, sigur că poți să alegi o alternativă. Dar, iubiții mei, aș vrea să ne uităm o clipă la faptul că purtarea aceasta dumnezească, începând din sufletul nostru, nu se bucură de multe laicuri în societatea noastră. A fi umil, a fi slab pentru Hristos, am făcut cu ochiul. Asta este de ceva de bat jocură. Personal, eu am suferit toată viața pe această temă și voi continua să sufăr până voi muri. Slăbiciunea este bat astăzi până și o soră care vorbea maghiară, zice, du-te și cheamă-l pe Nicu. Eram pastor la o altă biserică. Du-te și cheamă-l pe Nicu pentru... A, că nu-l chem, că... Nicu, asta e moale. <laughs> nu o chem. Așa a zis dânsa. Și m-am bucurat că a zis așa. Aș vrea să aud vorba aceasta decât pe cealaltă. Omul ăsta este rău sau demonic. Și nu că n-ai putea să fii al celui rău dacă e nevoie. Avem toți acest lucru în echipamentul nostru. Dar de ce trebuie așa ceva? Ce virtu să aibă răul ca noi să subscriem în vreo formă sau alta? Să nu luați parte nici de cum la lucrările întunericului, nici în sufletul vostru. Iacov a spus, sufletul meu nu intră la sfatul acesta. Duhul meu nu se unește cu duhul acestor doi băieți care s-au dus și au sfâșiat orașul cu sabia în timp ce ei trebuia să conducă orașul acela la Evanghelie. Mult prea grea, mare diferență. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră în încheierea acestui cuvânt una dintre expresiile pe care a fost luate cel mai puțin în seamă și care este tot atât de adevărată ca și predica de pe munte a Domnului nostru Isus Hristos. El a spus lui Pavel Apostolul, care s-a rugat de trei ori ca Dumnezeu să ia slăbiciunea aceea pe care o avea, de trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia acesta, care avea rolul de a-i ține mândria la pământ și nu cred că are nevoie cineva să-i fie luat un țepuș care îl păzește de să nu-l tragă blațe pe șânțeapă. Mai bine să sufăr lucrul ăsta decât să ajung să cad în păcat sau să mor. Dar Pavel a înțeles lucrul acesta mai târziu, așa că s-a rugat de trei ori nu mai face operația asta și, păi, uite, nu este fica mea cu piciorul rup se ruga de mine, tată, nu mă lăsa nu, am dus în fața doctorilor, era repede, a trebuit să merg la urgență. Și tată, nu mă lăsa și nu mă lăsa și nu mă lăsa. Și nu i-am spus că nu -a, de -a, am spus că stau cu tine, zic. Și atâta. Și am stat cu ea și e, e bine până ziua de astăzi. E adevărat că nu place și nu, firea nu, 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 nu suportă durările acestei răstigniri, dar lui, Domnul i-a spus ce ne spune și nouă, numărul unu, harul meu ți este de ajuns, nu blama pe Dumnezeu că îți cer o viață imposibilă. Cine poate face aceste lucruri? E adevărat, sunt lucruri care nu sunt cu putință la om, cum ar fi mântuirea. Dar sunt unii care cred că se poate, prin ceea ce mănâncă, umblă și așa, ei cred că pot să cumpere cerul. Bine, încercați. E imposibil la om, a spus Iisus, e posibil doar la Dumnezeu. Sunt acesta este lucru. Și partea a doua spune, puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Ce putere să fie aceea să determine? E una să omor o armată care nu mai vine la tine că e omorât și alta să fie transformată această armată și sufletește să spună e păcat și rău să fac lucrul acesta. Ei au plecat și nu mai venit niciodată. Cuvintele acestea îți sunt spuse ție și mie astăzi. Puterea lui Dumnezeu, și nu le spun eu aceste cuvinte. Deci m-a întrebat cineva, zice, tu l-ai trimis pe omul ăsta să mă sune ieri. Domnul doctor, nu l-am trimis eu. Păi m-a sunat ieri. Bine a făcut, zic. Mă bucur foarte mult. Dar nu l-ai trimis dumneavoastră. Eu nu l-am trimis, domnul doctor. Petrescu, eu nu l-am trimis. Dar nu, nu, nu l-am trimis. Nu, am fost sigur că l-ați trimis, că ta l-ai trimis. Nu zic eu, l-am trimis la Biblie. Eu nu l-am trimis la dumneavoastră. Și zic, Biblia l-a trimis la dumneavoastră pentru că ce a făcut el față de dumneavoastră n-a fost bine. Nu sunt eu cel care l-am trimis. Îți zic eu, dute fă, eu... Nu, Scriptura spune, dute te fă treaba aceasta. Și tu, vreau să Pavel spune în slăbiciune. Oni se pare un ceva slab, ceva perimat, depășit. Societatea aceasta zeifică, eroi, oamenii de succes, pe cei care. Da, e adevărat, dar pe ce cale vine acest succes? Încă o biruință ca asta, a spus un împărat și sunt pierdut. Era clar cât l-a costat. Sufletul. Sau cineva câștigă tot Pământul, dar își pierde sufletul. Sau orice altceva. În slăbiciune puterea mea este făcută de săvârșită. Mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Acesta este cuvântul care ne-a fost predat astăzi din psalmul 23. Tu îmi întinzi masa în fața protivnicilor mei? Dar uite de ce că îmi întinzi masa? Ca ei să cunoască pe Dumnezeu prin faptul că această masă a fost întinsă acolo. Tu ești acela care te bucur de binecuvântarea lui Dumnezeu, deopotrivă, dacă ești bun, e binecuvântat și cel de lângă tine, iar dacă ești rău, ești binecuvântat ca și cel bun. Nu știu cine poate să le explice pe Dumnezeu în această situație, dar așa e el, dă ploaie peste buni și răi, deopotrivă. Ce trebuie să faci tu? Tu trebuie să fii împreună simțitor, să simți împreună cu aproapele tău. Lucrul asta trece dincolo de fapte, de vorbe, merge undeva la suflet împreună, simțire se numește. A fost o veste tristă pentru noi când ni s-a spus că nepotul Orban va trebui să poarte o cască pe cap timp de un an. Că e, are o deformare a craniului și trebuie corectată. Șapte-opt luni. Sigur că i-au făcut o cască la spital au adus-o acasă și când i-au pus casca, a țipat, a plâns, soția a plâns și ea în partea cealaltă și eu la fel aici, nu pot să văd așa ceva, un copil de trei luni să... Problema nu este greu de, de trei, dar el nu înțelege ce înseamnă lucrul ăsta. Și pentru el e o dramă teribilă. Iubiții mei, am fost martor la cel mai mișcător, cea mai mișcătoare predică pe care am ascultat-o de când sunt pe pământ. Ah! <laughs> nepoata, nepoata a suferit teribil de suferința lui. Și ce să facă ea într-o situație ca aceasta? Și-a pus și -a Nu i-a spus nimeni. Nu i-a spus nimeni așa ceva. Dar a împărțit suferința cu fratele ei de lângă ea. Mântuitorul nostru a spus până nu ajungeți ca acești doi frați. Nu există echip. La aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amen. Să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul pe care ni l-ai dat. Indiferent pe cine invistul la masa noastră, fă să ne bucurăm de invitația ta, Doamne. Păzești să ne te rugăm ca drumurile noastre să se despartă vreodată de drumurile tale. Ajută, Doamne, ca viața noastră să fie o mărturie cu privire la Tatăl nostru. Cine este Tatăl nostru? și fă ca întotdeauna oamenii văzând viața noastră să te iubească pe tine. Aceasta e rugăciunea dreptul nostru al familiilor noastre și al întregii biserici prin Domnul Isus. Amin.